Salutare! Sărbători diferite și sărbători dificile pentru o parte din noi, pentru marea majoritate dintre noi, mai ales pentru cei din Anglia, pentru că, după cum știți, Brexitul ne bate la ușă, Europa a închis granițele cu Anglia, foarte mulți nu au mai putut primi pachete, foarte mulți nu au putut ajunge acasă de Crăciun. Dar noi suntem fericiți pentru că avem o familie mare! După cum știți, din păcate fratele meu și vărul meu nu mai pot veni pe la noi, cum era planul, dar Crăciunul continuă și copiii trebuie să se bucure de el. Bineînțeles că și noi adulții. Așa că vă las să urmăriți în continuare cum am petrecut noi Crăciunul aici în Anglia, izolați, inundați și dați afară din Europa. Bine ați revenit la un nou vlog cu Daniel și Dad Exploring. Suntem în ajunul Crăciunului, avem cozonacii în cuptor, la căldurică, se gătesc și noi am ieșit să-l așteptăm pe alergătorul satului, care astăzi este mesagerul lui Santa și a venit cu lista de Crăciun, o să vină cu lista copiilor cu minți sau a copiilor răi și noi îl așteptăm ca să ne trecem și noi acolo pe lista copiilor cu minți. Da? Ca să primim și noi un cadou. Hello! That was brilliant! Thank you very much! Right. Name check. What's your name? Daniel. Oh dear, all three on the same page. What have you not been doing? Good job, love, because it's the good page. Yeah! Gata! Am intrat în casă, ați văzut, noi ne-am verificat pe lista elfului și ne-am asigurat că suntem acolo trecuți pe lista pentru a primi cadourile de Crăciun. Miruna a scos cozonacii împreună cu mami din cuptor. Arată foarte bine și miros și mai bine decât arată. Și tu ce faci acum, Miruna? I'm making cookies for Santa. Și Miruna face niște biscuiței pentru Moș Crăciun când vine diseară și pentru elfii lui sau pentru renii lui. To his reindeers, we're going to give them carrots. Le dăm morcov la reni? Yes. Da? Ce fel de prăjituri faci? I'm making shortbread. Shortbread. Yes. Into breadcrumbs while mixing the butter and mixing everything together in a special, like, I'm using the BBC Good Food recipe because that one doesn't have as many and we're not going to eat much. So basically once it looks like breadcrumbs like this and you have everything mixed together, you can start pressing it all together to make it into a harder dough to roll it out. With on this and everything else onto your workspace. And then we have to sprinkle some flour onto this. Christmas Day. How did you get Guardians of the Galaxy? Star Wars messed up with Rise of the Guardians. Nu știu ce e. I don't know either. Now we need a pan to put these on. Păi și cu restul ce faci? I'm gonna still use this. I just need to put these on. Trebuie să-i pui pe aia care i-ai făcut deja, nu? That would be good, I think. We need to put a flour on it so like, then they don't stick. Not too much flour. Yeah, the gingerbread man. Gingerbread man. Yes. Așa se cheamă, da? Și vasele cine le spală? I'll clean some of them. Le curezi tu? Yeah, some of them. Hai că le spală tati, lasă. Tu ai făcut prăjiturelele și tati spală vasele, da? Uh-huh. Și mami a făcut cozonacii și îi pui aici sub brăduț. Uh-huh. Da, uite ce frumos arată. Trebuie să-i punem și o cană cu lapte, nu? Da. Dar ce s-a întâmplat cu Bradu? Ce-a pățit Bradu? Că nu înțeleg. The elves have wrapped toilet paper around it. Care e elf, mă?
Ah, ăla? And that guy over there. Cum îl cheamă pe ăsta? Luigi? Yes. Și pe ăla rău, cum îl cheamă? Cinnamon. Ah, cinnamon, adică scorțișoară. Uh-huh. Și-au făcut asta la brad. Yeah. Păi și nu trebuie să-l curățăm ca să primim cadourile, tati, de la moșu? Sure, Daniel can clean it. Sau îl lăsăm așa? We can clean it up. Crezi că o să primești cadouri dacă îi lași și alea lui prăjiturile lui moșu? Yes. Sau trebuie să fii și cu minte? I have to be nice as well. Am înțeles. Hai să vedem ce cadouri primim sau dacă primim. Well, it went pretty much like this. If you want a Christmas day, da, mă, tati. Ce, ați primit cadouri? Yes. Ați fost cu minți? Uh-huh. Păi și nu v-ați trezit voi aseară să le vedeți? Ia uite-l pe Ion. Ce-ai făcut, tati? Nu l-ai urmărit tu aseară pe Moș Crăciun? L-ai urmărit pe Moșu aseară? Da. Ia uite, mă, aveți un sac de cadouri. Înseamnă că ați fost cu minți rău de tot. Șosete? Păi ca să nu mai tremuri, mă, Ioane, că da, ai zis că ți-e frig. Dad, I found a present for you, I think. Ăla-i pentru mine? Yes, that's your name. Mulțumesc! This one, my present. Wow, mulțumesc! Și eu am primit, a? Și eu am fost cu minte. Mm-hmm. Which one does this one say? I found something for you, this Dad. One's me. Și ăsta e pentru mine? Yeah. Ce e aici? From Santa to Massaro. Mm. Open it. Ce-i acolo, Ilinca? Ce? It's a phone. And then I had in my stocking with these stuff. Oh, bune? Yeah. Ai primit un telefon? Ia uite-l pe Ion, ce atent e. Tu ce ai mutat acolo? Ăla e al tău? Yeah. Ăla e pentru Zarian? Da, da, mă, n-am mai putut să vină. Încă unul pentru mine? Massaro. Nu, asta e la Zarian. Da, Zarian. Daniel, this one's for you. I know. Oh, okay. Actually, oh, no. Diana, it's Diana. And this is Daniel. Daniel? I'm still trying to open one finger. Bă, serios? And then this is Daniel as well. Și ăla? Câte cadouri, mă, Ioane? I got a phone. Huh? I got a phone. What is this? Someone can see this here. Okay, what is this stuff? Ce e acolo, Ion? What's this? Nu știu. Sure. Pe citește mai întâi pe el ce e. Do you have anything else? It just says like I this. I don't think so. Ia vezi, ia citește. I'm not reading. Ia, dă mie să văd ce e. I'm not.
A, păi stai mă, că ăsta e o baterie, stai ușor. Fii atent ce ai primit. Baterie de telefon și un ecran nou la telefon, să ți le pui singur, fii atent. I'm not putting this. Ba da, mă. Uite, ăsta e ecranul nou și asta e o baterie. Păi te ajut eu. Ce mai ai acolo, Ioane? Ia arată-mi. Ce mai ai acolo? A, un kit ca să-ți crești tu cristalele tale. Yep. Păi cristalele cresc ele așa singure? Yep. A? Yeah, they do. Oh, trebuie să ne apucăm de crescut cristale acum, a? Am primit și cadourile de la moșul. Este ziua de Crăciun. Cozonacul a ieșit foarte bun. Shortbread-ul sau cinnamon bread-ul făcut de Miruna a fost foarte gustos, drept dovadă că moșul ne-a lăsat multe cadouri. Și vreau să vă întreb, sunteți fericiți cu cadourile? Yes. Ați primit ceea ce vroiați? Yeah. Yeah. Pe rând, nu yeah. Vă... So, I asked for crystals. Pe rând. I asked for crystals and I got some crystal necklaces and a grow your own crystals kit. Da? And deci tu vroiai cristale? I did kind of want a second phone so I could talk to both my friends at once and he gave me the stuff to repair a phone. Deci ok, ai primit niște părți ca să-ți faci tu propriul tău telefon și să-ți crești propriile cristale. Și tu, Miru? I just really wanted an iPhone, a new phone or an iPhone. Deci ai primit ceea ce vroiai de la moșu. Deci înseamnă că ați fost niște copii cu minți. Și eu am primit niște copii cu minți. Deci vă spunem sărbători fericite, un Crăciun fericit, un an nou, dacă nu ne mai vedem până atunci, minunat și până data viitoare, fiți sănătoși, aveți grijă de voi. La revedere! Bye. Bye! If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below. Ring-a-ding-a-ding! Pa, pa! Bye! Bye!